Jaja, bajola, baba! De Crăciun trebuie să fim mai buni. Da, nu numai de Crăciun, și de anul nou, și de Bobotează, și în tot restul anului. Astăzi vă spun salutare tuturor, sunt Andrei și bineînțeles că nu puteam să nu alegem un subiect potrivit perioadei în care ne aflăm. O să vorbim despre Crăciun și despre bucuria asta a sărbătorilor, când toți ar trebui să fim mai buni. Ei, și o să încercăm să aflăm de la voi încă niște detalii. Unde vă petreceți sărbătorile de iarnă? Unde mergeți de Crăciun? Știm cu toții, e vremea în care ar trebui să stăm alături de cei dragi, să stăm acasă. Da, dacă nu putem să ne reunim, poate mergeți prin altă parte, poate mergeți la munte. Știm cu toții, ofertele sunt foarte variate. Poate plecați la schi în Austria sau în Bulgaria sau prin alte țări mai îndepărtate. Dacă vă ține buzunarul, poate vă petreceți noul an și Crăciunul pe plajă, undeva, să vă bronzați. Nu cred că o să avem parte astăzi de oameni care să ne spună asta, dar vrem să aflăm cum se sărbătorește Crăciunul aici, la noi, în Bucovina. Perioada sărbătorilor, deocamdată e frumos. Sărbătorile cu obiceiurile, deocamdată și timpul e de primăvară, nu-i ca de sărbători și poate nu sunt așa frumoase. Ca orice om, e așa o perioadă mai plăcută. Întotdeauna perioada sărbătorilor e motiv de sărbătoare, nu? Da, e o tradiție la noi și întotdeauna ne bucurăm de sărbătorile de iarnă. De Crăciun, eu știu, mai bună sau probabil e mai vesel? Ar trebui să fie mai bună. Cred că viața de zi cu zi. Cred că ar trebui ca lumea să gândească mai mult la semnificația perioadei de sărbători de iarnă. Deci întotdeauna, cel puțin în zilele noastre, poporul în general se gândește numai că, domnule, vin sărbătorile, stau și eu acasă, mă odihnesc, mă distrez împreună cu prietenii, plec undeva. Nu se mai gândește și la semnificația de la care a pornit sărbătoarea. În general, cred că da. Chiar și cei care sunt mai puțin buni în restul anului, de Crăciun, de sărbători în general, sunt mai buni, un pic mai darnici. La mine sau la în general, la noi? Care au bani, e frumos. Care nu au bani, mai puțin frumos. Păi cum va fi? La ce vă referiți? La vreme? Așa, așa. Perioada asta, sărbătorul. Depinde de starea de spirit a fiecărui, cum se simte. Mai bun decât anul trecut, sau cel puțin așa sper. Va fi un Crăciun normal, tot în limitele părții financiare. Da, am nepoți, am prieteni, colegi, soția. Da? La copiilor. Da, în primul rând familie, normal. Prietenilor sunt destui. Da, da. Fac cadouri la prieteni, la familie. Da. În familie, poate pe la vreo pensiune, cu familia. Acasă. Familia, nu? Da. Liniștit, acasă cu familia. În familie. În familie, da. Da, e momentul să fim mai buni. E momentul să luăm o pauză și de la servici, că doar de aceea perioada sărbătorilor o săptămână ne cam luăm liber și avem destul timp să ne gândim la cei de lângă noi. Avem destul timp să ne pregătim, să facem cadouri, să le cumpărăm câte ceva celor dragi și să-l așteptăm pe moșu. Da, că moșul ne aduce cadouri, să nu uităm nici de el. Aveți treabă, aveți de pregătit bradul, aveți de pregătit câte ceva de alegurii, aveți de pregătit masa de Crăciun și aveți de pregătit un zâmbet larg pe care trebuie să-l împărțiți cu cei dragi. Crăciunul e momentul acela frumos al anului când ar trebui să fim mai buni, când ar trebui să ningă, cineva ar trebui să fie bun și cu noi și să ne aducă zăpadă multă de Crăciun sau de sărbători în total. Și să fim fericiți. Indiferent de cum o să vă petreceți Crăciunul, să știți, dacă aveți idei, păreri sau impresii, le așteptăm prin SMS în continuare la 0744-238-830. Să intrați și pe site-ul nostru din când în când, vedeți acolo toate emisiunile pe www.vbf.ro. Pentru Viața Bate Filmul, Andrei. Da.
Am plecat să colindăm, dom, dom, să înălțăm. Când boierii nu s-a acasă, dom, dom, să înălțăm. Când boierii nu s-a acasă, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Și-au plecat la vânătoare, dom, dom, să înălțăm. Să vâneze căprioare, dom, dom, să înălțăm. Să vâneze căprioare, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Căprioare n-au vânat, dom, dom, să înălțăm. Și-au vânat un iepuraș, dom, dom, să înălțăm. Și-au vânat un iepuraș, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Să facă din blana lui, dom, dom, să înălțăm. Veșmânt frumos domnului, dom, dom, să înălțăm. Veșmânt frumos domnului, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Sărbători fericite. Da, ai intrat în cadru? La mulți ani. Am intrat în cadru. La mulți ani și să nu lăsați niciun vis neîmplinit în urmă. Sunt sărbătorile. E iarăși perioada aceea foarte frumoasă din an. Noi vă spunem la mulți ani. Să fiți fericiți și nu uitați în nicio zi să zâmbiți măcar o secundă. Asta încercăm și noi de fiecare dată, să vă aducem un zâmbet. Chiar dacă poate nu ne iese întotdeauna. Însă ceea ce încercăm să vă inducem de fiecare dată este veselia, bucuria în suflet. La mulți ani, sărbători fericite și tot ceea ce vă doriți să se împlinească. Toate lucrurile bune pe care vi le doriți. La mulți ani și sărbători fericite alături de familie, prieteni și toți cei dragi. Simply Mind vă urează sărbători fericite! Se apropie sărbătorile. Cu siguranță vrei să-ți faci un cadou frumos. Vă recomandăm mobila Delux, modernă din pal sau din lemn masiv, tapițată cu stofă sau piele. Avem tot ce-ți dorești. Alsace Mod SRL vă așteaptă la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe, cu reduceri între 5 și 10%. Alsace Mod urează clienților și colaboratorilor sărbători fericite! Simply Mind Advertising. Prezentări video și audio. Site-uri cu design special. Foto de produs. Publicitate de la A la Z. Concepție și implementare. Simply Mind. We mind your business. Nu uita, dacă vrei să-ți vezi spotul aici, sună chiar acum la 0744 238 830 sau accesează simplymind.com.